Jocul străzii. Te crezi deștept? Care era numele președintelui Americii în 1980? Sunt Sebastian Coțofană, începe Omul străzii. Mie mi se pare că sunteți deștepți, așa sunteți? Oarecum. Da, vă duce capul. Pentru un leu de la ZTV, care era numele președintelui Americii în 1980? George Bush. Nu știu. E răspuns final? Da. Nu, tot Barack Obama îl chema și în 1980, doar că nu era președinte. N-am întrebat cine era președinte. Le mulțumesc, îmi pare rău, n-ai luat leu. Care era numele președintelui Americii în 1980? Sincer, nu știu. Nu știu. Ne-ai nimerit. Barack Obama îl chema și în 1980, numai că nu era președinte. N-am întrebat cine era. Care era numele președintelui Americii în 1980? Nu știu. Tot Barack Obama îl chema și în 1980, numai că nu era președinte. Care era numele președintelui Americii în 1980? Nu știu, trebuie să mă ierți. Chiar nu știu. De ce să greșesc? Chiar nu știu. Tot Barack Obama îl chema și în 1980. Care era numele președintelui Americii în 1980? Spuneți-o. Tu ai zis deja că nu te duce cap. Nu mă descurc la istorie. Nu mai știu anul. Anul. Care era numele președintelui Americii în 80? A zis anul, dar numele. În 80, dar nu știu anii, legătura cu anii și... Nu știu legătura de anii care erau... Kennedy? Tot Barack Obama îl chema, numai că nu era încă președinte. N-am întrebat cine era președinte în 80, am întrebat care era numele președintelui Americii în 1980. Tot Barack Obama, ai înțeles? Renata și Mihaela, ce drăguți. Fetelor, eu am următoarea întrebare pentru voi, că împărăței steți așa. Care era numele președintelui Americii în 1980? Nu știu. Nu știu. Nu știu. Hai că s-a făcut verde. 1980, Ronald Reagan. Păi ați spus că sunteți atent. Oh, mă iertați, Jimmy Carter. Care era numele președintelui Americii în 1980? Deci, Ronald Reagan a venit la putere în... Fals! Nu Ronald Reagan. Nu, este Jimmy Carter. A fost. Fals! Numele președintelui Americii în 1980, mă ascultați? Da. Era tot Barack Obama. Am întrebat care era numele, nu cine era președinte în 1980. Habar n-am. Nici idee? Nu. Nu. Barack Obama îl chema și în 1980, numai că nu era încă președinte. 1980? Chiar nu... Kennedy a fost mai încolo, nu? Ronald Reagan. Nu! Am greșit, îmi pare rău. În 1980 eram dincolo de cortina de fier. Eram care era... Ați spus că sunteți atent! Care era numele președintelui Americii în 1980? Același! Care același? Numele care îl poartă și astăzi, probabil... Adică? Ronald Reagan! Nu! Barack Obama îl chema și în 1980, dar nu era încă președinte! Ok. Deci era... Ai prins? Da. Bine, mersi! Ciao. Nu se poate! Habar n-am! Păi, numele președintelui Americii în 1980? Nu știu... Barack Obama, așa îl chema și în 1980. Carter. Nu. Ford. Nu. Reagan nu era. Nu. Am întrebat care era numele, nu cine era președinte. Numele președintelui Americii în 80 era Barack Obama, la fel îl chema și atunci. Ah, am înțeles, corect. Da? Mersi frumos, un leu că domnul a înțeles. Mersi. Wow, nu știu, habar nu știu. Care era numele președintelui Americii? Post JFK, nu știu. Habar n-am, nu știu. N-am întrebat cine era președintele în 80, am întrebat care era numele președintelui Americii. Și în 80 tot Barack Obama îl chema. Da, ok. Da, dă-le un leu de la STV. Ciao. 1980. Stai să mă gândesc.
în 1980, deci Bush. Nu, niciun caz, nu era Bush. Stai, Kennedy. Nu, nici Bush, care era numele președintelui Americii în 80. Chiar nu-mi dau seama, sincer. Omul străzii.